Ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă aduc în atenție un alt om de nota 10. A fost asistent medical, salvamontist, iar acum lucrează la un proiect de readucere în sălbăticie a zimbrilor. Haideți să-l cunoaștem pe Alexandru Bulacu! S-a născut la poalele Retezatului, iubește muntele și tradițiile din zonă. Își împarte timpul între viața sălbatică și oamenii locului. Alexandru Bulacu este omul pe care hunedorenii îl numesc de ceva timp încoace tatăl zimbrilor. De unde dragostea pentru munte? Cum a început totul? Cred că a început pe la 6 ani, când tatăl meu, care lucra la Ocolul Silvic, mă lua cu el în teren peste tot. Și asta pentru că eram foarte insistent, vroiam să văd și eu ce lucrează, unde lucrează. Și așa am început să iubesc natura, pădurea și, evident, muntele. Și primul job unde a fost? În ce domeniu? Primul job al meu a fost în domeniul sanitar. Am lucrat ca asistent medical la urgență. Am lucrat mai bine de 18 ani, numai urgență, dar în paralel a rămas activă dragostea pentru munte și am ținut aproape, în sensul că am început să lucrez informal, să zicem, după care la modul formal, încă de prin 99, deja apare numele meu legat de anumite activități referitoare la Parcul Național Retezat în special, apoi la Parcul Natural Grădiștea Muncelui Cioclovina. Iată, acum încoace mă leg puțin și de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, care funcționează tot ca un parc natural. În prezent, Alexandru Bulacu este ofițer proiect la WWF România, președinte al Consiliului de Administrație al Parcului Național Retezat, secretar în cadrul Consiliului de Administrație al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului și membru fondator al Asociației de Turism Retezat. Asociația de Turism Retezat, al cărui membru fondator sunt, alături de alți 13 persoane fizice și juridice, cei care am început această asociație. Asociația, repet, a fost constituită ca un sprijin pentru administrația Parcului Național Retezat în dobândirea certificatului PAN Parks și asta se întâmpla undeva prin anul 2007. Mai are activități asociația? Sigur, asociația are în fiecare an tabere, excursii pentru tineri, asta în ideea de a promova Țara Hațegului, de a promova retezatul, ăsta este unul dintre scopurile asociației și avem deja proiecte în derulare, unele sunt manageriate de noi, altele sunt ca parteneri în alte proiecte și încă deja avem activități în continuare și pe anul acesta și pe anul viitor. Vin turiști mulți în zonă.
Țara Hațegului este o zonă extraordinar de bogată, istoric, peisagistic, cultural, tradițional. E o mică țară extraordinar de bogată și din ce în ce mai mulți turiști vin. Și sigur, asta este, nu este meritul neapărat al asociației, ci a membrilor asociației, cei care sunt proprietari de pensiuni sau interesați într-un fel sau altul în promovarea turismului și a unui turism durabil în zonă. Și asta face ca numărul de turiști să crească și sigur, atracțiile de aici sunt cele care ne aduc turiștii. Este așa un trend, să zicem, cel puțin în acest an se simte foarte bine, înspre turismul ecumenic, foarte multă lume care vine și vizitează prislopul, atrași de mirajul numelui Arsenie Boca, a părintelui Arsenie Boca și a mormântului său de la prislop. Mai mult tradițiile îi interesează pe turiști sau zona, muntele? Da, e destul de greu să tragem o linie și să spunem exact 40% din turiști merg acolo, 30% acolo, 10% dincolo, nu. Sunt totuși diversificați turiștii, sunt turiștii care vor să viziteze muntele, sunt acei turiști cu rucsacul în spate, iubitorii de retezat și retezatul este unul dintre munții extrem de curați și de sălbatici în continuare. Sunt turiștii care preferă viața tihnită de la o pensiune, de la viața de la sat, așa cum a fost ea dintotdeauna și pe care vor să o simtă încă, să o trăiască acum, să o guste, să o miroase, să o simtă cu toate, cu tot sufletul. Și sigur există turismul ecumenic, există acel turism de a iubitorilor de epocă medievală, biserici și cetăți, toată lumea știe sau ar trebui să știe, Țara Hațegului este supranumită și Țara Bisericilor de Piatră, tot aici în perioada medievală au existat nenumărate cetăți, în special cetăți de apărare a familiilor cneziale din zonă. Dintre persoanele care s-a implicat în promovarea zonei și a ecoturismului este nimeni alta decât Rodica Iancu. Ea este de altfel și o bună prietenă a lui Alexandru Bulacu, despre care aceasta nu are decât cuvinte de apreciere. Cum și când l-ați cunoscut pe Alexandru Bulacu? L-am cunoscut cu ani în urmă, întrucât lucra la spitalul din Hațeg, la serviciul urgență și mai treceam câteodată pe acolo, fie în vizită la câte o rudă bolnavă, fie cu anumite probleme. Și l-am cunoscut de atunci, dar mai bine, prin anul 2006-2007, când se organizau tabere cu copiii și a fost și nepoțelul meu. El era cel mai mic. Nu știu dacă a fost vreunul mai mic decât el și domnul Sandu era acolo cu ei la cățărări, avem și poze și film. Și l-am cunoscut ca un om cu spirit de inițiativă, întotdeauna în frunte, cum s-ar zice, cum spune românul, și la șezătorile care au devenit o tradiție aici la administrația Parcului Național. Se organizează anual, bianual și dânsul întotdeauna este promotorul, aduce și soliști de muzică populară, ne mai cântă și dânsul și... Oamenii din Sălașul de Sus organizează anual la sediul Parcului Național Retezat o șezătoare tradițională. Pe la noi nu se mai îmbracă lumea în costumele populare și atunci femeile din... Avem niște fete în satul Nucșoara care, de când s-au organizat șezătorile, și ele participă întotdeauna
și lucrează, unele tricotează, altele torcă, mă rog, cum era înainte la șezători. Și de asemenea au început acum să facă ei, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Dumneavoastră mai lucrați ceva din lucrurile astea care se făceau de mult? Am lucrat, dar acum nu mai am nici timp, că sunt ocupată mai mult cu treburile casnice, cu pensiunea, cu, mă rog. Vin turiști aici în zonă? Da, vin foarte mulți, foarte mulți turiști și mai ales străinii sunt încântați. Chiar astăzi, aseară am avut niște polonezi, au plecat și atât mi-au mulțumit pentru o noapte că au dormit și merveios, că știa puțină franceză și ne-am înțeles. Vin mai mulți străini, cred că, decât da, români. Vin și români, din zona Galațiului, Neamțului, deci din Moldova, în general, vin și bucureșteni mulți. La noi au venit de când am deschis pensiunea. Bine, anul trecut a fost un an mai, cu mai puțin turiști, dar anul acesta, începând din luna mai, nu ne putem plânge că am avut. Într-o zonă atât de aproape de munte și cu o afluență atât de mare de turiști, se întâmplă însă mereu și multe accidente. Iar pentru că este și voluntar la serviciul de salvamont și pentru că a petrecut aproape 20 de ani lucrând ca și asistent medical la serviciul de primiri urgențe de la spitalul din Hațeg, Alexandru Bulacu își aduce și acum aminte de unele incidente. Da, din păcate, afluența de turiști aduce și un număr crescut de accidente, dar rolul și al meu atunci când am lucrat la spital, al celor care, pentru care în continuare am o stimă deosebită a celor care lucrează în sistemul sanitar, este pe lângă a preveni și de a repara ce se poate repara, de foarte multe ori cu eforturi supraomenești. În continuare îmi place să merg pe la spital, să-mi văd colegii, să discutăm despre ce se întâmplă în zonă, ce putem îmbunătăți, pentru că noi cei de la Salvamont încercăm să facem mai multă prevenție. Sigur, avem și rolul de a extrage victimele din zona montană pentru a le aduce în zona de acces a mașinilor. Lucrați și cu Salvamontul? Da, sunt voluntar la Salvamont de cred că mai bine de 15 ani. Și astea s-au îmbinat, adică așa s-a îmbinat iubirea de munte cu hai să mergem pe munte, dar dacă tot lucrăm în sistemul sanitar, hai să-i ajutăm și pe colegii din Salvamont, dacă îi ajutăm, hai să fim membru Salvamont. Și cam așa au decurs lucrurile. Așa păstrăm și acum legătura, în continuare sunt voluntar la Salvamont, îmi place să lucrez cu colegii mei pe munte. Îmi place să lucrez și cu colegii de la spital, încă îi consider colegi. Cam asta facem. Sunt cazuri, sunt intervenții de care vă aduceți aminte și acum a fost ceva marcat? Da, este ceva care mă marchează în mod special. Este vorba de un caz absolut interesant. În 2004, victima, sigur nu o să-i dau numele, victima a avut un accident deosebit de grav, cu eforturi supraomenești am ajuns foarte repede la el. Am lucrat în echipă extraordinar de bine și a fost un moment interesant. Am solicitat elicopter pe munte, vorbind repede anii 2004, când Smurdu încă n-avea elicopterul propriu, cel care era închiriat de la Gaz Media și căzuse. Era anul 2004, se sărbătoreau 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și președintele de atunci a României, Ion Iliescu, era cu un elicopter la Pudna și nu puteam ridica niciun alt elicopter de la sol. L-am sunat pe Raed Arafat, era plecat prin Germania, l-am sunat pe Cristi Boieriu, care ținea locul, care este actualul șef de la Smurd, de la Mureș. N-a putut, repet, să ridice niciun elicopter.
până la urmă cu ajutorul colegilor de la spital, doctorul Marian, doctorul Filipescu, de atunci mi-aduc aminte de toată lumea, toată garda, doctorul Stroiescu era de gardă pe linia chirurgicală. Am ridicat un elicopter privat, am luat victima, am transportat-o la spital, la Hațeg, am ajuns spre seară. Când am desfăcut bandajul pe care îl făcuse în sus, în munte, așa cum cere protocolul, fără să explorăm plaga, dar la urgență am descoperit că avea un pic de eviscerare de masă cerebrală, adică, pe înțelesul tuturor, puțin creier afară, din presiunea cu care s-a lovise cu capul de o stâncă, și a fost transportat apoi cu mașina, cu ambulanța la Timișoara. Dar este un lucru important pe care îl menționez în toate poveștile mele. La un moment dat, victima s-a trezit din comă, era într-o comă profundă, a deschis ochii, a zis, mă numesc, am 25 de ani, pe tatăl meu îl cheamă, are numărul de telefon și toți am lăsat tot din mână și scrieam exact ce spunea el. S-a dovedit a fi absolut corect tot ceea ce ne spunea. A ajuns cu bine, am sunat după vreo două zile la spital și am sunat acolo, colega, ce face, uite, am trimis o victimă, așa, zice, a, da, e pe hol să plimbă de braț cu infirmiera. Zic, nu, e o glumă proastă. Vorbesc de omul în comă cu masă cerebrală eviscerată. Da, să plimbă. Și Dumnezeu a făcut să se recupereze, suntem prieteni, nu ne-am văzut după acel accident vreo 7 ani, nu ne-am auzit, el a fost plecat în străinătate, după care s-a reîntors în țară și suntem prieteni acum. E o poveste interesantă de care nu, e din județul Caraș, dar e o poveste interesantă cu, așa, povestea am spus-o foarte pe scurt acum, care aduce, așa, întotdeauna îmi pune în lumină faptul că există un Dumnezeu și există minuni. Muntele poate fi fermecător, dar ascunde pericole la tot pasul. Așadar, dacă vreți să plecați în drumeții, trebuie să țineți cont de anumite reguli. Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă când afluența de turiști este destul de mare, ce sfaturi le-ați dat celor care vor să vină la munte în perioada asta? Să se înarmeze cu răbdare și aparate de fotografiat, ca să nu-și ia alte amintiri decât aparatele, fotografiile pe care le fac în decursul drumețiilor. Iar pentru iubitorii de drumeții montane, să aibă mare atenție, să aibă bocanci, pentru că anul acesta este un an cu temperaturi destul de mari și, deși a fost ploios, repet, ziua, sunt temperaturi destul de mari, iar în ultima perioadă am observat un număr foarte mare de șoareci de câmp sau de pădure și chiar și în zona montană, ceea ce a făcut să crească numărul puilor de viperă aduși pe lume, care sunt ca orice pui, chiar și cei de om, sunt mici și prostuți și nu știu să se poarte, și atunci trebuie să avem foarte mare grijă ca nu cumva ei să ne producă vreun rău. De la experiențele ca și salvamontist sau ca asistent medical și de la activitățile de promovare a turismului în zonă, în ultimii ani, Alexandru Bulacu și-a îndreptat atenția spre diferite activități de stopare a degradării mediului și de conservare a acestuia. El este acum ofițer de proiect în cadrul Asociației World Wide Fund for Nature, sau pe scurt WWF, iar proiectul pentru care luptă Alexandru Bulacu este acela de readucere a zimbrilor în sălbăticie. Lucrez deja de mai bine de 2 ani în acest proiect. Este un proiect absolut interesant. Adresa mea de e-mail conține numele de zimbru în ea și a fost făcut acum mulți ani, când nu știam că o să lucrez cu zimbrii. Am renunțat la meseria din spital și m-am angajat la WWF România, programul Dunării Carpați.
într-un proiect în parteneria cu Rewilding Europe, în care ne propunem să resălbăticim zimbrii, să aducem zimbrii înapoi acasă. Asta presupune un efort deosebit și poate că nu e atât de important efortul fizic al nostru, cât efortul financiar, care este unul cu adevărat substanțial, pentru că am hotărât să luăm din mai multe rezervații din Europa zimbrii. Cel mai multe dintre rezervații sau grădini zoologice ne-au pus gratuit la dispoziție acești zimbri, dar transportul este foarte scump, pregătirea terenului pentru primirea lor costă foarte mult. Vă dați seama că sunt hectare întregi de garduri sau garduri electrice pentru aclimatizarea lor și asta înseamnă cheltuieli foarte mari. Dar momentul cel mai frumos a fost, culmea, nu eliberarea lor, a fost cel mai mare eveniment din Europa de acest tip, cel mai mare transport de zimbri din Europa vreodată la un loc, 17 zimbri care au fost aduși din întreaga Europa la Armeniș pentru eliberarea lor într-un spațiu, în prima fază de aclimatizare și supraveghere oficială, așa cum ne cere legislația, după care vor fi mutați într-un țarc de 150 de hectare pentru resălbăticirea lor și adaptarea în totalitate la viața sălbatică și după care vor fi eliberați cu adevărat în mediul natural. Desigur, altă turmă de zimbri urmând a le lua locul în zona de aclimatizare. Acum, povestea cu Armenișul este un pic mai interesantă pentru că acolo am găsit și oameni deschiși care ne-au primit cu brațele deschise pe noi și pe inițiativa noastră, aceea de a resălbătici zimbru acolo. E absolut impresionant cât de repede au format urma ei venind din 7 locații diferite, cât de repede au format urma, cât de repede și-au amintit cum să trăiască sălbatic. În momentul de față, în România există zimbri în câteva rezervații. La Armeniș, Vânător Neamț, Vama Buzău, Neagra Bucșani, Slivuț Hațeg, dar și în câteva grădini zoologice. Zimbru european este altceva decât zimbru, decât bizonul, de fapt, bizonul american. Zimbru se folosește doar pentru zimbru, pentru exemplarele din Europa. Este vorba de specia bizon bonasus. Bizonul american este specia bizon-bizon, nu au nicio legătură, dar ca o mândrie pentru noi, poate că asta e iarăși bine de știut, zimbrul este mai mare, mai impunător ca exemplar decât bizonul. Astfel, un mascul ajunge la 1,90 cm, 190 de centimetri înălțime în greabăn și o lungime de aproape 3 metri, iar masculii ajung la 900 de kilograme, chiar o tonă, ceea ce înseamnă foarte mult. Toate aceste eforturi pentru resălbăticirea zimbrului vin ca urmare a faptului că acesta este un specimen pe cale de dispariție. Dacă, de exemplu, toată lumea știe de la programe internaționale de cultură sau natură despre amenințarea cu dispariția a speciei rinocer și toată lumea se agită și se implică și lăicuiește orice activitate de salvare a rinocerului, e bine de știut că mai sunt 5.000 de exemplare. Dacă ne referim la zimbru, mai sunt doar 3.000 de exemplare. Ceea ce este Europa? În întreaga Europa. Desigur, asta înseamnă în întreaga lume. Asta spuneam mai devreme. Da, este puțin și este o mare amenințare, mai ales că la un moment dat, la începutul secolului 20, existau doar 54 de exemplare cu fond genetic provenind de la 18 strămoși, extrem de redus. Aici am marele pericol de consanguinizare și marele interes al nostru pentru a aduce exemplare din colțuri diferite ale Europei, tocmai pentru a evita consanguinizarea. Astfel că, pe lângă faptul că ne dorim, haideți să nu facem un secret din asta,
ca în armeniști în următorii 25 de ani să ajungă peste 300 de exemplare de zimbru. Ne dorim ca rezervația ca cea de la Hatzec să devină una serioasă, o rezervație de reproducere a zimbrului, iar primii pași care am făcut a fost să schimbăm exemplare de femelă de acolo, iată femela care a fătat la armeniști provine de la Hatzec, dar acolo am lăsat o altă femelă tânără adusă din Germania, din rezervația Springer. Deci cea de la Hatzec, cea nouă, este din Germania? Da, da, este din Germania, urmând ca în maxim 2 luni de acum încolo, cum vorbim, să avem un alt transport la armeniși în care de data aceasta să mai lăsăm o femelă la Hatzec și să luăm un mascul, pentru că numărul masculilor oricum este mai mare decât în mediul natural acolo și atunci... Dar ce ne propunem de fapt să facem cu asta? Ne propunem să evităm consanguinizarea. Asta este lucru foarte important și să aducem cât mai multe femele din zone diferite, astfel încât să avem urmași suficient de mulți ca să ne ajute în continuare la repopularea mediului natural cu zimbru. Rewilding Europe, răsăbăticirea Europei, ca să spunem așa. Doar zimbrul? Nu, aici sunt mult mai multe proiecte, iarăși e important de știut, noi ne mândrim ca nație. Au fost 5 proiecte la nivel european în cadrul inițiativei Rewilding Europe, în care România a intrat cu 2 proiecte din start. Un proiect în Carpați, în Carpații Meridionali, așa cum spuneam, proiectul cu zimbri, și un alt proiect în Delta Dunării, în care se urmărește evoluția castorilor care au revenit în delta și se reîncearcă o repopulare cu o specie de vaci care sunt încă la acest moment considerate domestice, dar sperăm să devină și ele sălbatice, să facă parte din acel lanț trofic în care au lipsit foarte mult timp și marile ierbivore. Pentru întreaga sa activitate, dedicată protecției naturii, promovării tradițiilor și a oamenilor din zonă, Alexandru Bulacu a fost premiat și de către membrii societății civile în cadrul campaniei Premianții fără premii. În mod sigur, Alexandru Bulacu este unul dintre oamenii cu care județul Hunedoara se mândrește.